adresându-i frumoasa vârstă și, totodată, în această minunată zi, alături de dumneavoastră, să-l lanseze și o nouă carte. Dumnealui îi spune că este la vârsta senectuții. Oare nu este chiar la vârsta tinereții? Pentru că, știți, se spune așa o vorbă a românului, spune că ești tânăr atâta timp cât sufletul îți este tânăr. Iar prin ceea ce dumneavoastră faceți și ați demonstrat de-a lungul vremii, dumneavoastră ați fost și sunteți și, bineînțeles, veți fi tânăr o viață întreagă. Și haideți împreună să urăm și muzical multă trăiască! Sunteți la această vârstă a tinereții, am să îmi permit, pentru început, să vă interpretez o romanță. Cred că sunt și în asentimentul sărbătoritului nostru și în asentimentul dumneavoastră al tuturor, când am să vă spun că în perioada interbelică se cântau niște romanțe foarte frumoase și cântece de petrecere și tango-uri și valsuri. Iar romanța Te aștept același drum de altă dată făcea parte din, haideți să folosim un cuvânt de actualitate, hiturile vremii. Haideți să vedem dacă ne mai reamintim.
Astfel s-au schimbat doar vechiul tău. Mai ai frunzele ars ca ochii tăi, dar în zadar aștept tu vrei să treci. N-am să-ți văd pașii pe a fost pe gustul dumneavoastră și a invitațiilor dumneavoastră. Iar, în continuare, haideți să oferim microfonul și sărbătoritului nostru, pentru că dumneavoastră, de fapt, este, cum să vă spun eu, nu numai sărbătoritul, ci partea centrală a acestui eveniment. Poftim! Când văd atâta lume bună aici, de cultură, scritori, de poezie, de literatură, de proză, de romane, de toată unde este literatura, de profesii diferite, începând cu medici, magistrați, economiști, ingineri, cititori, îmi dă o satisfacție deosebită. Prezența dumneavoastră mă onorează pe mine și pe șeful meu, Nelly Gociu. Regret din suflet absența unor distinse personalități ale corpului care au trecut cu mine în ființă. Domnul Șerban, George Manoniu și pictorul Isus, pentru care nu pot să, nu vă rog, să respectăm, cred, un moment de repede. Vă mulțumesc! Regret absența din această zi a celor bolnavi rău care sunt în spital. E vorba de doamna profesor Anca Bunică, de Marcela Ștefănescu și de colegul meu de liceu, de școală militară și de serviciu, a zice, Constantin Pănoi. Ziua de astăzi este un moment de răscruce în viața mea, dacă se poate spune așa, la vârsta de 80 de ani, e o răscruce. Cine a atins vârsta asta, știe. Dar mai sunt și alții care le doresc să o ating. Pentru mine este un mare beneficiu dat de Dumnezeu că am ajuns până acum și cartea pe care o aveți în față, care v-am oferit-o din tot sufletul, chiar așa începe.